Doresc să invit în această săptămână pe toți locuitorii din comuna Cordun pe data de 15 și 16 august la ramul bisericii din satul Pildești. Acolo am organizat, pe lângă evenimentul de la biserică și o petrecere câmpenească, joi așteptăm să concerteze acolo formația Tarmis, începând cu ora 18. Petrecerea va continua până la o oră târzie. De asemenea, vineri mai avem câteva formații care vor concerta, alb și negru, și câțiva artiști care vor concerta acolo. Așteptăm toată comunitatea să se distreze cu ocazia acestei sărbători religioase la nivelul satului Pildești. De asemenea, pentru data de 18 august, ziua de duminică, invităm din nou toți locuitorii din comunitate să participe la sărbătoarea Zilei Comunei, care se va desfășura în localitatea Cordun, începând cu ora 18. Ambele programe, atât în satul Pildești, cât și în satul Cordun, se vor finaliza cu câte un foc frumos de artificii.